România pare să aibă parte de vreme însorită în aproape toată țara. Cu toate acestea, la început de primăvară, temperaturile rămân scăzute, mai ales la munte. Doar Moldova ar putea avea parte de vreme mai mohorâtă. Dacă vom avea parte de o vreme tot mai bună sau de ploi, aflăm de la Alina Șerban, meteorolog ANM. Bună dimineața! Bună dimineața, bun găsit tuturor! Vreme de primăvară, capricioasă aș putea spune, cu variații termice de la o zi la cealaltă, de la o regiune la cealaltă, astfel încât astăzi vorbim de temperaturi ușor mai scăzute decât în mod normal pentru această perioadă în jumătatea de est a teritoriului, acolo unde norii vor persista, pe aici pe acolo va ploua slab, dar mai cald în celelalte regiuni, acolo unde cerul va fi însorit, vremea va fi frumoasă, astfel că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7-8 grade în regiunile estice, unde spuneam că va fi mai rece, spre 14-15 grade în vestul teritoriului. La noapte încă va mai fi rece, temperaturi ușor negative în regiunile intracarpatice, acolo unde probabil că se va mai produce brumă, însă în rest temperaturile vor fi pozitive și mâine vorbim deja de o vreme frumoasă la nivelul întregii țări și caldă, cu temperaturi maxime peste 10 grade în toate regiunile, până la 16-17 grade în partea de vest a teritoriului. Mâine noapte se va încălzi ușor, temperaturile vor fi pozitive. Apoi vorbim de variații termice de la o zi la cealaltă, chiar dacă vom merge pe o tendință de încălzire în toate regiunile, temperaturi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă, această încălzire se va resimți mult mai bine din a doua jumătate a săptămânii, cam în toată țara. Ne așteptăm la temperaturi de 20 și ușor peste 20 de grade în regiunile sudice în mod deosebit. Nopțile vor fi la fel, mai calde decât am avut în intervalul acesta în care am avut advecție de aer rece, temperaturi mai scăzute și precipitații și sub formă de nisoare în mod deosebit în partea de nord de centru a teritoriului. Și pentru că vorbeam de precipitații, își vor face apariția, cel mai probabil luni după amiază, luni noapte, marți, însă vor fi pe arii restrânse și slabe cantitativ. Și în capitală, variații termice de la o zi la cealaltă, astăzi poate ușor mai rece decât ieri, în condițiile în care mai apar și norii, mâine destul de bine și în zona capitalei, vreme în general frumoasă, 13-14 grade, iar săptămâna viitoare vorbim în general de o vreme mai caldă, poate chiar deosebit de caldă din a doua jumătate a săptămânii și în capitală foarte probabil să avem temperaturi de 20 de grade. Așadar, în continuare, aceste alternanțe ale temperaturilor, dimineața poate ceva mai răcoare și la fel și seara, și ziua putem să mâncăm o înghețată prin parcuri, s-ar putea. Putem, da. Vreme destul de frumoasă dacă socotim momentul de timp și anotimpul la care ne găsim. Putem să trecem la anvelopele de vară sau să mai așteptăm? Dacă privim la intervalul imediat următor, pentru care se știe că prognozele au un grad de realizare destul de mare, nu avem încă semnale că ar mai apărea din soare și în zonele mai joase de relief. Însă nu ne putem pronunța pentru un interval mai lung de timp. Zic, totuși să mai așteptăm. Da, vă mulțumim foarte mult, Alina Șerban, meteorolog ANM.